primit coletul ăsta, nu știu de unde vine, că nu e semnat, nu știu de la cine e, nu știu ce e înăuntru. M-am gândit că dacă tot îl deschid, hai să și filmez. Așa că... Salut Vlad, ți-am pus în acest pachet trofeuri de la iUmor, sper să nu se dezlipească, împreună cu un ceas mișto, cu un sticker de pus pe perete, din păcate a trebuit să-l scot din ambalaj pentru că nu încăpea în cutie. Aveam de gând să-ți trimit trofeul de ceva vreme pentru că până la urmă tu l-ai câștigat și tu îl meriți. Mă bucur că băieții au reușit să adune suficient bani ca să ajungă în America, sper că-ți place ceasul și cutia, îmi place designul cutiei, am și eu una și sper că nu s-a deteriorat nimic pe drum. Succes în continuare, Alex. Deci, din câte înțeleg, Alex, băiatul căruia i-am trimis trofeul la iUmor, pentru că l-a cumpărat la licitația pe care am făcut-o, mi-a trimis trofeul înapoi, cel puțin așa scrie aici, încă nu m-am uitat în cutie. Ce de pungi de-astea cu bule! Sticăre. Și mai multe pungi de-astea. Și mai multe pungi de-astea. Aici bănuiesc că e trofeu. Da? Baterie să văd dacă merge. Pare că s-aude ceva dinăuntru, deci bănuiesc că merge. Ah, eu acum mi-am dat seama. Ăsta este un ceas sticker, mă rog, faci un turn din ăstea două, după aia ăsta și după aia ăsta, faci un turn și după aia prinzi ceasul ăsta undeva, gen aici sau... Bă, tare! Mulțumesc, Alex, că mi-ai trimis astea și că mi-ai trimis trofeul iUmor înapoi. Nu trebuia, dar mulțumesc, apreciez. Nu știu ce să zic. Vând pungi cu bule.